pasionați ai fotografiei, Drago Stoica, Creative Wizards, în sfârșit un review serios al Fujiului Film. Ce faci, mă? Bă, zici noi că suntem serioși de data asta. Nu, că abia am început. Salut! Suntem la Sheraton București și, după cum spuneam, review Fujifilm mediu format GFX50S. Aceasta este cutia minunată în care Fuji ne trimite kitul de start, dacă îl putem numi așa, al noului lor mediu format. Fuji practic a sărit peste a concepe o cameră cu un senzor full frame și s-a dus direct din senzor crop în mediu format. Să vedem ce bunătăți avem înăuntru. Kitul acesta standard vine cu body-ul mediu format și trei obiective. Avem un zoom și anume un 32-64, care este un echivalent full frame 27-50 și este f4. Avem o focală fixă mai luminoasă, un 64-63 f2.8. care este un echivalent 50 de mm full frame, și cel mai mare obiectiv din trusă, acest 120 de mm f4 macro, echivalent full frame 85, aproape 90 de mm. Aici este body-ul Fujifilm mediu format, cam așa arată, un mirrorless veritabil cu ecran rabatabil pe mai multe axe, îl putem întoarce în toate părțile, touchscreen și, cel mai interesant și sunt convins că asta e curiozitatea numărul 1, senzorul mediu format. Foarte mare și rar ne este dat să vedem o astfel de montură uriașă. El vine într-un body foarte stabil, foarte bună ergonomia, stă foarte bine în mână. O să prezentăm imediat detaliat. Ce mai avem interesant în trusă, în afară de accesoriile standard, strap de pus la gât, încărcătorul pentru baterie care vine cu tot felul de adaptoare pentru diverse prize de pe toată planeta, este vizorul. Vizorul electronic, fiind vorba de un mirrorless, care se montează pe patina de flash. În partea de sus a aparatului avem patina de flash și în capătul ei se află o serie de contacte ce se unesc cu mufa din vizor. Și în momentul acesta flash-ul s-a montat, dacă avem nevoie de flash, sus pe vizor. Nu rămânem fără posibilitatea de a folosi un flash. Iar vizorul electronic cu o prismă bună și senzor de detecție a prezenței, astfel încât dacă folosiți display-ul din spate și puneți capul în vizor, va opri automat display-ul și va fi activat LCD-ul din vizorul electronic. Să atașăm și un obiectiv. Nu știu cum sunt obișnuiți majoritatea utilizatorilor. Canon are sensul anti-orar, Nikon orar. Oricum, ce ne surprinde prima dată este dimensiunea obiectivelor. O să punem zoom-ul. Cam așa arată și un spate de obiectiv uriaș. Punctul roșu la punctul roșu. Parasolarele de obicei prezintă butoane de blocare, pentru mai multă siguranță. Filtrul este un clasic 77 de mm, nu este un obiectiv foarte mare, niciunul din obiective, deși sunt mediu format, nu sunt extraordinar de mari. Și cam astfel arată, ca dimensiuni, un combo standard, un zoom standard cu body-ul mediu format. Nu este extraordinar de mare,
Dacă am fi avut și gripul, l-am fi avut montat. Eu personal, de obicei, recomand folosirea gripului. Îmi place să am un grip pentru stabilitate și, evident, în primul rând, pentru poziția de încadrare portret. Iar da, și un balans mai bun față de obiective. Deocamdată, aceste trei obiective sunt cele cu care fugi și pleacă la drum în această poveste frumoasă a mediului format. Ei au spus că vor lansa cel puțin încă trei obiective. Știu că urmează un 100 de mm f2, care va fi grozav, după părerea mea, pentru portrete. Știu că există și un ultra-wide, un 18 mm, care urmează să apară. Și se laudă că va apărea inclusiv un super tele. Ar fi foarte, foarte interesant. Dar vom vedea. Cum se prezintă, per total, body-ul aparatului? Cei care trag, de exemplu, cu Nikon sau Sony sunt deja obișnuiți de butonul de on-off aflat aici, la poziția degetului arătător, cel care apasă și declanșatorul. Foarte comod, pentru că imediat îi dai drumul și apoi poți să declanșezi. Spre deosebire de Canon, unde mie personal mă deranjează că este în alte poziții pe body și între modele i-au mai mutat poziția. Foarte interesant, Fuji are un layout al rotițelor de setări foarte interesant, care mă atrage personal. Pe această rotiță este timpul de expunere, ce poate fi setat între 1 secundă și 1:4000. Trebuie menționat că acest aparat are atât un shutter mecanic, cât și posibilitatea shutterului electronic. Pentru cei care încă nu știu foarte bine diferența dintre noțiuni, shutterul mecanic este acel mecanism care, prin intermediul a ceea ce se numesc două perdele, una cade la început, după aceea a doua încheie expunerea și astfel se luminează întreaga suprafață a senzorului într-un mod egal de timp pe întreaga lui suprafață. Shutterul electronic reprezintă citirea analogică a senzorului la o viteză foarte mare, simulând astfel un shutter mecanic, dar putând să avem viteze mult mai mari. Shutterul mecanic din acest Fuji mediu format poate să declanșeze până la viteze de 1:4000, a 4000-a parte dintr-o secundă. Shutterul electronic ne dă posibilitatea să mergem până la 1:16000. Deci un timp de 4 ori mai rapid decât shutterul mecanic, având astfel încă 2 pași de lumină pierduți în ghilimele, de la 1:4000 la 1:16000. Deci pe rotița de setare a tipului avem de la 1 secundă la 1:4000 dintr-o secundă. Celelalte 3 poziții interesante este poziția T. Practic este modul în care îți lasă prioritate să setezi timpul din rotițele de pe grip. Pulp, setarea clasică pentru timp mai lung de o secundă. Și ce îmi place foarte mult, cel puțin la modelul ăsta de Fuji, cred că Fuji a implementat funcția asta și pe alte modele ale sale, nu este limitat doar la 30 de secunde, așa cum suntem obișnuiți cu DSLR-urile Nikon, Canon, cred că și Sony și majoritatea brandurilor. Poți să setezi din meniu, din softul, practic, din microprocesorul aparatului, până la o oră, ceea ce mi se pare foarte rezonabil și foarte de bun simț. Nu văd de ce trebuie mult să avem nevoie de o telecomandă externă ca să poți să faci expuneri mai lungi de jumătate de minut. Deci este foarte fain că au implementat funcția asta direct în softul aparatului. Iar poziția marcată cu un A roșu este poziția de auto. Modul în care aparatul va decide în funcție de celelalte setări, diafragmă și ISO, bineînțeles, ce timp ar trebui să folosească pentru a avea o expunere corectă. Foarte fain este că sistemul mecanic are un buton central. În momentul în care îl apeși, rotița este blocată în poziția respectivă și nu mai se poate schimba din greșeală la o atingere, la o frecare a corpului aparatului, setarea pe care ați făcut-o. În partea cealaltă, peste vizor, este rotița care funcționează în același fel, ce setează valoarea ISO. Și avem posibilitatea de a seta între ISO 100, care este ISO-ul nativ de bază minim al acestui aparat, până la ISO-ul nativ maxim 12800.
Iar apoi, încă două poziții, C-ul reprezintă custom, modul în care putem să reglăm din rotițele de pe grip ce valoare a ISO-ului dorim noi. Și din nou A-ul roșu, ce reprezintă modul auto, foarte util în foarte multe cazuri. Sub vizor, o să-l dau jos pentru un acces mai facil. Avem trei butoane principale cu funcțiile clasice, setarea modului de focus, manual, continuu și single focus, ușor schimbabil dintr-un switch cu trei poziții, și butonul de playback review al fotografiilor, precum și butonul de ștergere a cadrelor mai puțin reușite. În fața rotiței, de fapt, care stabilește timpul de expunere, avem butonul cu funcția Drive pentru un acces ușor la setarea de rafală. Iar aici fac o paranteză, rafala acestui aparat este de doar 3 cadre pe secundă. Având în vedere că are, și n-am menționat până acum, 51 de megapixeli aproximativ, fișierul RAW necomprimat ajunge la 120 de megabytes, comprimat fără pierderea calității, așa se laudă Fuji în meniu, în software avem aceste două setări, necomprimat și comprimat fără pierderea calității, fișierul aproape se înjumătățește, chiar mai bine de jumătate, am văzut că ajunge undeva la 50 de mega chiar. Deci butonul de drive care stabilește rafală, single shot și alte setări cum ar fi timer și așa mai departe. În spatele butonului de on-off este un mic LCD, lucru fain pus de Fuji, un buton prin care se schimbă negativul LCD-ului, poate să afișeze negru pe fond alb sau alb pe fond negru, este mult mai ușor de citit cel negru pe fond alb atât ziua cât și noaptea. Ce mi se pare un pic peste mână la layout-ul body-ului creat de Fuji pentru acest mediu format, sunt câteva butoane în diverse poziții pe body și în față, lângă obiectiv, unde poate să ajungă cu ușurință arătătorul, în spate, utile pentru degetul mare, sunt butoane ce au funcții absolut customizabile. Deci ele nu vin neapărat predefinite cu o funcție, din meniu noi putem să le alegem ce funcție dorim. Dar ele nu au absolut niciun simbol. E un pic greu la început când nu ești obișnuit cu aparatul, să ții minte că butonul de deasupra rotiței a pus ce funcție, ăla mai de jos are funcția grea. Cred că ar fi fost o idee bună măcar să le pună niște simboluri. Nu știu, ca la gamepad-ul de la Xbox sau ceva de genul ăsta, un X, cerculeț, triunghi, pătrat, ceva care să ne ajute nouă în minte, făcând o asociere între un simbol și poziția lui, să le învățăm mai repede funcția și poziția. Lângă butonul de on-off și declanșator, este butonul care se ocupă ca funcție predefinită default din fabrică de compensarea expunerii. Iar pe spate, bineînțeles, observăm și când punem mâna în dreptul senzorului că se stinge ecranul și imaginea se mută în vizor. Avem pe spate, bineînțeles, cum spuneam, cele patru butoane în patru axe, iar în mijloc butonul de meniu sau OK, iar mai jos butonul de back. Per total, cam acesta este body-ul. Să vă spun totuși de lateralele sale. Aici, într-o parte, avem bateria. Știu că sunteți probabil obișnuiți de obicei bateria să fie în spate, în grip, pe verticală, deși la cele de top, cum ar fi de 4, de 5, 1 de X de la Canon, bine, fiind direct cu gripul incorporat, știți că bateria este în acea parte de jos, deși nu este un astfel de body, bateria este în lateral, putem să o scoatem de aici, din lateral. Mă gândesc că este un avantaj pentru că dacă i-am atașat gripul și în grip mai este o baterie, nu avem acea problemă pe care personal pe mine mă jenează un pic, cum ar fi la ultimele modele de la Nikon, o baterie este în gripul intern, iar gripul adițional vine peste, încă o a doua baterie vine în gripul adițional, iar eu dacă vreau să o reîncarc pe asta trebuie să deșurubez, de desfiletez gripul adițional, să stau să scop bateria, e un pic peste mână. Mă gândesc că aici este un avantaj la Fuji, o baterie este pe lateral stânga al corpului original, iar dacă mai vin cu grip, foarte bine, am încă o baterie acolo. Deasupra ușiței de la baterie avem un căpăcel pentru acces rapid la mufa de telecomandă.
Iar dacă vrem, putem să-ți facem o suprafață mai mare, un capac mai mare și avem și alimentarea auxiliară, cât și USB 3.0 și HDMI-uri. Iar aici avem un fel de microfon și căști. Iar în partea dreaptă a podiului este ușa cu siguranță, are un buton de siguranță pentru cardurile de memorie. Avem două sloturi SD. Mie mi se pare o opțiune rezonabilă. Avem posibilitate de backup, avem posibilitate de a seta JPEG-ul pe unul, film pe unul și așa mai departe, și este un format suficient de mare și de rapid. În mare, cam acesta este body-ul aparatului. Vă mai precizez doar că obiectivele, din ce văd ca design de la Fuji, au în plus față de ce suntem obișnuiți cu Nikon, Canon, Sony, Zeiss, Tamron, Sigma, Tokina și așa mai departe, un inel din care putem să reglăm diafragma sau să îi spunem în ce mod vrem să reglăm diafragma. Deci pe lângă clasicele inele de zoom sau focalizare manuală, acest inel, cel mai aproape de body, este de obicei pe toate obiectivele de cât am văzut, cu buton de blocare, deblocare, putem să setăm diafragma de la cea mai deschisă valoare până la cea mai închisă. Efectiv, noi comandăm tot electronic diafragma care se mișcă electromagnetic, ca și la noile modele Nikon și la Canon de foarte mult timp. Iar apoi mai există două poziții pentru setarea diafragmei, la care ajungem apăsând pe butonul de bloc. Aul roșu, care este ca și la ISO și la timpul de expunere, modul auto, și aparatul va decide ce diafragmă să folosească, și modul C de la custom, în care eu, din rotițele de pe grip, voi seta diafragma la care doresc să trag. Mi se pare util, îmi place, se mișcă fluent, se mișcă destul de fluid. Este un layout foarte, foarte bun, după părerea mea. Abilitatea celor de la X64, noi am avut acest kit câteva zile și l-am putut testa în condiții reale, în diverse situații de lumină, compoziție și în diverse locuri, și putem să tragem următoarele concluzii despre comportamentul acestui mediu format excepțional. Este senzațional când vine vorba de calitatea imaginii, o rezoluție mare, cu un detaliu la nivel de pixel incredibilă. Îmi asum riscul, ca să zic așa, să fac ca următoarea afirmație. Este probabil peste orice DSLR full frame de la orice alt brand, când vine vorba, repet, de detaliu imaginii și de asemenea gama dinamică. Review-ul în care va apărea și acest clip va conține sample-uri reale pe care noi le-am fotografiat cât l-am avut câteva zile în utilitate, și ce este foarte important ca să vedeți într-adevăr calitatea acestui aparat și capacitatea sa de a capta atâtea detalii, vom pune crop-uri 100%. Altfel, dacă alături pui o imagine de la Nikon sau de la Canon sau de la Sony al aceiași peisaj, de exemplu, la o rezoluție mică nu poți să faci o mare diferență între ele, dar la nivel de full size al unei fotografii, acolo se vede diferența. Deci, încă o dată, gama dinamică și rezoluția și detaliul sunt senzaționale. Când vine vorba de zgomotul de imagine, stă surprinzător de bine, într-un fel este de așteptat, deoarece are o rezoluție mare, dar și suprafața este mult mai mare. Dimensiunea fizică a pixelului este mai mare decât un D800 de 810 36 megapixel full frame și evident mai mare decât al unui Canon 5DS 50 de megapixel, aceeași rezoluție practic, dar pe un senzor mai mic. Deci ar avea capacitatea fizică de a capta mai multă lumină. De aceea, chiar și la ISO 12800, ISO-ul maxim nativ, stă destul de bine. Acum este momentul să vă menționez că există și setarea Low 1, care este acel pas software de ISO 50,
cum întâlnim și la Nikon și la Canon și la Sony. Iar pe partea de sus a ISO-ului sunt 3 pași, High 1, 2, 3, care reprezintă echivalentul ISO 25600, 51200 și 102400. Ce m-a impresionat foarte mult, într-un cadru compus pe plajă, în Vama Veche, într-o zi super însorită, fix în mijlocul zilei, la umbră, fotografiind niște sticle pentru detaliu și așa mai departe, am supraexpus și chiar cu 5 pași am supraexpus un cadru tras la ISO 100-2400. O să-l vedeți postat în review-ul final. Nu mă așteptam să recuperez mare lucru, cadrul arăta aproape alb, ISO-ul fiind uriaș, cel mai mare și este un boost software, mă așteptam să se piardă detalii, să fie zgomot foarte mult, iar când am recuperat, când am subexpus practic în software fișierul RAW cu 5 pași, am captat și am realizat că am o grămadă de detalii absolut incredibile, iar zgomotul nu era deloc mare având în vedere supraexpunerea. Deci este un aparat senzațional când vine vorba de detalii și de a păstra informația. În schimb, părțile lui mai puțin performante, mai ales în comparație cu concurența de la celelalte branduri, chiar dacă vorbim de diferențe de suprafață de senzor, este sistemul de focus sau chiar și vizorul. Vizorul, deși este electronic, nu este cel mai uzat. Ar putea fi îmbunătățit, am înțeles că au ales să nu îl facă DSLR pentru a reduce dimensiunile, dar ar putea să aibă un vizor electronic mai rapid, mai precis, uneori imaginea prezintă un flicker, dar te descurci cu el și oricum este util să ai un vizor decât să stai tot timpul cu ochii în LCD și să nu ai această stabilitate foarte bună. Când în sprijin este mult mai bine. Sistemul de focus, după cum spuneam, nu este nici pe departe vreunul foarte performant. Înțeleg că Fuji a țintit cu mediu format ceea ce țintește și Hasselblad sau Phase One sau Mamiya, adică fotografia de studio, fotografia poate de peisaj, în sens comercial, aparatul tot timpul e pus bine pe trepied, focusul setat dinainte, subiectul, chiar dacă este în mișcare, de fapt tot setup-ul e făcut dinainte și doar se declanșează în momentul în care subiectul ajunge în zona care trebuie. Deci n-aș putea spune că este un aparat pe care l-aș recomanda pasionaților de wildlife și evenimente sportive. Cele care sunt spontane, în care nu știi exact ce se desfășoară, unde se duce acțiunea și ce se va întâmpla. Focusul nu ajută. În mod continuu este destul de lent și destul de haotic. Nu este efectiv implementat un sistem cum ar fi cel din Sony Alpha 9, dar mă gândesc că există și varianta și posibilitatea asta. Poate Fuji va dori să scoată o nouă versiune în care focusul va fi mult mai performant. De ce nu? Mie personal mi-ar plăcea să avem un astfel de senzor într-un body și rapid și foarte precis în focalizare și viteză și poate cu mai multe cadre pe secundă. Chiar și așa, este o plăcere să fotografiez cu el, foarte bun cam în orice situație, chiar și pe lumină scăzută, după cum vă spuneam, ISO-ul este surprinzător de bun. Un aparat foarte fain și o adevărată plăcere să experimentezi un mediu format. Consider că Fuji a făcut un pas îndrăzneț să intre pe piață cu așa ceva. Sper să vedem poate și de la alții și sper să vedem o îmbunătățire și o extindere a gamei de obiective și de accesorii. Știu, de exemplu, că pentru vizor există o montură la unghi în care poți să-l ai practic de sus, ca la un Rolleiflex. Și poate vin chiar cu niște LCD-uri mai performante. În concluzie, ce putem spune despre acest aparat? Este un adversar redutabil pentru oponenții direcți, adică ceilalți producători de mediu format, cum ar fi Hasselblad Phase One, deoarece calitatea poate să fie comparat direct cu rivalii săi, dar prețul este mult mai mic. Un body care se prezintă undeva pe la $7,000, evident, aproximativ 7.000 de euro în Europa, iar fiecare din obiective am văzut că se păstrează pe la același preț, și anume $2,000, și macroul fix și fixul luminos. Să vedem prețurile pentru următoarele obiective ce vor veni din gama aceasta GFX pentru mediu format. A fost o experiență plăcută, ținem să menționăm încă o dată treaba asta.
Mulțumim încă o dată prietenilor de la F64 pentru această ocazie și ne vom bucura și pe mai departe de altele. Suntem Creative Widows, am fost Dragoș Stoica și vă salutăm din Sheraton București. Gata, mă? Hai, am terminat. Ce mai facem? Mai tragem ceva? Cum ne cheamă pe noi? Creative Widows. Ce mă, ai pus supra-vânca? Deci, nu trebuie să fim mestu, mă, si, suntem mestu. Ce mă, nu știu noi ceva? Aolo, ce bine-ți, hai mă să mâncăm o dată, să plecăm acasă. Defiletăm? Da, mă, bine că sunteți voi deștepți, ați știut voi să faceți filmare. Data viitoare faceți filmare. Hai, gata!